trece vremea, trece timpul, dor și patimă și dor. Și mi vine și mie rândul, dor și patimă și dor. Să trec și să las în urmă, dor și patimă și dor. Tinerețe, floare mândră, dor și patimă și dor. Tinerețe, talent, multă bunătate, artist desăvârșit, un tată mândru de familia sa, toate adunate într-un om cu suflet generos, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Cătălin Doina, matinalii îți urează la mulți ani în cor. Trece vremea, trece timpul, dor și patimă și dor. Și mi vine și mie rândul, dor și patimă și dor. Să trec și să las în urmă, dor și patimă și dor. Tinerețe, floare mândră, dor și patimă și dor. Păi mă vorbești mândrele sat ca aș fi bun de spânzurat, mă. Dar nu-i face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-un adiale meu dor o viață întreagă. Îl cunoaștem cu toții pe șarmantul artist Traian Stoiță, care cântă și prezintă emisiuni pe placul românilor. Se află într-o perioadă a vieții sale artistice când consideră că harul cu care a fost înzestrat nu trebuie irosit, așa că îl găsim astăzi pe îndrăgitul interpret și în calitate de profesor de canto popular la Palatul Copiilor din Sibiu. Mai multe detalii la Etnoștiri. Păi mă vorbesc mândrele sat ca aș fi bun de spânzurate, mă. Dar nu-i face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-un adiale meu dor o viață întreagă. Hai, da, lume, viața-i floare trecătoare. Hai, da, lume, mânei asfinții de soare. Hai, da, lume, petreci odată o ai. Hai, da-l lume, din ce ai să îți faci rai. Român adevărat, crescut pe vatra satului românesc, renumitul interpret Robert Târnoveanu nu își uită rădăcinile și caută mereu să fie la înălțimea așteptărilor voastre prin fiecare apariție a sa. Meleagurile natale sunt valorificate în cântecul său, trecând prin filtrul sufletului fiecare amintire și emoție trăită, îndrăgitul interpret fiind unul dintre cei mai sensibili artiști. Robert Târnoveanu vorbește deschis la Matinali și Populari despre începuturile carierei artistice, despre sacrificiile făcute. Au existat oare dăți în care artistul să fi fost tentat să refuze să își urmeze visul și dorința de a cânta? Aflăm imediat! Hai, da, lume, viața-i floare trecătoare. Hai, da, lume, mânei asfinții de soare. Hai, da, lume, să-ți petreci odată o ai. Hai, da, lume, din ce ai să îți faci rai. Thank you.
Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! Bună dimineața tarafului, prietenilor noștri, dragi, Radu Canu Music! Bună dimineața, bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! Deja temperatura în termometre crește, crește! Astăzi vom avea între 19 și 23 de grade, iar încet, încet, mâine și poimine ajungem chiar la 30. Pregătiți-vă pentru un weekend foarte, foarte frumos și călduros. Bună dimineața, dragul meu Mihalis! Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bună dimineața, le spunem și colegilor noștri, Răducanu Music. Intrăm în weekend împreună. Ce poate fi mai frumos decât avem muzică live, voie bună, vă avem pe dumneavoastră în fața micilor ecrane cu cafeluța pregătită sau poate cine știe deja ați servit-o, că nu-și permite nimeni, domnule, să întârzie la matinal. Asta e părerea mea. Noi n-am întârziat niciodată. Niciodată n-am întârziat. Și nici nu o să întârziem vreodată. Niciodată. Dar nu trebuia să avem și astăzi un coleg? Pentru o zi? Coleg pentru o zi? Coleg pentru o zi? Unde e colegul? Oare cine o fi colegul pentru o zi? Vine de la Sibiu. Înțeles, da. Atât da. Putem spune. Vine de departe colegul nostru, vine de la Sibiu și de asta a întârziat. Un pic. Lasă că să vadă și el. Să vadă și el cum este să fii matinal și popular. Cum este să te trezești cu noaptea în cap și să intri în căsuțele telespectatorilor. Așa e, draga mea, la vine. Uite, zic așa, îl iertăm decât dacă ne aduce ceva bun de acolo, de la el, din zonă. Brânzică. Lăptic. Da, și noi luăm un ardei gras și uite așa facem, încropim și un mic dejun în această dimineață. Păi, da, draga mea, lasă-mă să-ți spun cât de frumoasă ești și ce bine îți stă în roșu. Mulțumesc! Mulțumesc prietenilor de la Atmosphere Fashion. Acolo găsiți și dumneavoastră, dacă vă doriți, rochițe frumoase și de zi și de seară. Mulțumesc, dragul meu Mihalis. Să știi că mă asortez cu ceasul tău, care este superb și are aceeași culoare ca rochia mea. Trăiască contul. Doamnelor și domnilor, avem surprize pentru dumneavoastră și în această dimineață și știm că deja sunteți într-un număr foarte mare în fața micilor ecrane. Drept pentru care avem o surpriză. Draga mea Lavinia, ești pregătită ca și în această dimineață, ca în fiecare dimineață, să avem surprize? Da, sunt foarte pregătită să avem surprize, dar uite, mi-aș dori foarte mult să intre și telespectatorii noștri și pe Facebook-ul nostru, să vorbim și cu prietenii de la Răducanu Music, să-i salutăm pe toți cei de acasă. Bună dimineața, prieteni! Domnul Mituș, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, nici noi nu întârziem niciodată. Da, bravo! Am văzut. Sunteți punctuali și sunteți cei mai frumoși și cei mai minunați și aveți melodii foarte frumoase și pentru asta vă mulțumim, pentru că ne plac diminețile împreună. Și nouă ne plac, de-aia nu întârziem niciodată, de-aia venim, suntem punctuali aici, chiar dacă plecăm cu două ore mai devreme de acasă. Ce spune oare despre caracterul unui om punctualitatea? Corectitudine, frumos, drăguț, inteligent. De toate, all inclusive, adică au umerii lați și pot duce foarte multe pe ei. E, doamnelor și domnilor, aceasta este și tema emisiunii noastre de astăzi. Ce părere aveți despre punctualitate? Sunteți punctuali în general la orele 9 fix? Fix 9.00, deschideți televizorul pe Etno TV, întârziați vreodată? De ce întârziați? E bine să întârziem sau să fim punctuali? Tu ajungi mereu cu 5 minute mai devreme? Doamne, nu că ajung cu 5 minute mai devreme. Eu și la o întâlnire sunt prima. Dacă merg la un eveniment, vin foarte, foarte devreme. Niciodată eu nu voi întârzia. Nici eu. Dacă, Doamne ferește, întârziu, înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte grav. Așa, ori este un trafic infernal, ori, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu așteptată, sunt punctuală și vrei să spun ceva? Mă deranjează dacă eu îmi dau o întâlnire cu tine și tu nu vii la ora stabilită, deja ai pierdut, ai o bilă neagră. Așa zic și eu. E, doamnelor și domnilor, povestiți-ne și dumneavoastră despre întârzierile pe care le faceți, când le faceți și dacă este bine
să fim punctuali. Și ce ne facem cu ei care sunt mai întârziați? Dar cu ei ne descurcăm cel mai bine. Doamnelor și domnilor, avem o surpriză. Revin la surpriza mea. Nu vreau să facem surpriza să aștepte. Nu vreau să îi facem pe telespectatori să aștepte. Vrem să-i facem curioși. Avem o doamnă extraordinară. Este prietena noastră. E un om cu un suflet extraordinar de bun. Are grijă de oameni în general, lucrează într-o secție în care nu ne dorim niciunul dintre noi să ajungem, iar dacă, Doamne ferește, ajunge cineva acolo, această doamnă, acest artist își dă viața pentru oameni. Haideți să o descoperim și să o ascultăm pe surpriza noastră matinală în această dimineață. Noi sunt o icoană, bine stai, tată și
Flori Radu. Bună dimineața! Bine ați revenit în căsuța noastră cu loc, o melodie nouă-nouță în premieră. Pentru toți telespectatorii bine noștri. V-am regăsit și mulțumesc pentru invitație și pentru aprecieri. Doamna Flori, nu ne-am văzut de ceva vreme. Probabil ați fost ocupată la serviciu, pentru că dumneavoastră sunteți asistent medical la ATI, la Spitalul Floreasca, și aveți grijă de cei care, la un moment dat, au așa greutăți în viață. Iar dumneavoastră le sunteți sprijinul moral și profesional pentru a fi bine. Da, aveți dreptate. Lucrez în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, pe secția de terapie intensivă, și cu această ocazie vreau să-mi salut întregul colectiv de pe ATI, medici, asistente, întreg colectivul de acolo. Și noi totodată să le mulțumim tuturor pentru ceea ce fac pentru noi, mulțumim. Pentru noi toți. Cu drag. Mulțumim, îi salutăm și noi cu drag și să dea Dumnezeu să aibă putere de muncă și răbdare pentru fiecare pacient în parte. Da, este... Pentru că este o meserie foarte grea, dar foarte, foarte frumoasă. Da, într-adevăr, este o meserie grea, dar în același timp și frumoasă, și faptul că după o anumită perioadă de timp vin foști pacienți de-ai noștri, ne caută și ne mulțumesc, este un mare, mare lucru. Ce poate fi mai frumos? Doamna Flori, da. Dintotdeauna v-ați dorit să deveniți asistent medical? Sau, după aceea vorbim și de partea artistică, pe care dumneavoastră ați început-o mai târziu, întâlnind până la urmă un pacient. Pentru că este o poveste frumoasă pe care trebuie să le spunem telespectatorilor. Probabil deviza dumneavoastră în acest moment este: niciodată nu este prea târziu, sau nu spune nu niciodată. Cum să nu? Cu drag. Tot timpul v-ați dorit să deveniți asistent medical? Să știți. Sau a fost o conjunctură? De mică eu mi-am dorit să fac această meserie, jucându-mă ca toate fetițele cu păpușile și cu sora și mea geam. Da. Păpușile. Și făcându-le injecții. Da, și am făcut școala de asistent medical generalist și... Am pot să vă spun un examen. Secret, sunt anul întâi la școala de asistent medical generalist, mi-am dorit așa, după facultăți, după toate, să fac și eu această școală pentru mine, nu ce pentru frumos. Altceva. Și vreau să vă întreb, să ne povestiți, nouă ne-ați povestit la machiaj, dar vreau să afle și telespectatorii noștri, cum ați dat dumneavoastră examen la Spitalul Floreasca, în ce conjunctură, cum v-a spus soțul, vreau să ne povestiți tot. Da, eu nu sunt din București, sunt din localitatea Turnu Măgurele, județul Telorman, și cu această ocazie vreau să-mi salut și eu toți telormănenii și toți turnenii mei și să le mulțumesc că mă susțin pe pagina mea de Facebook. Flori Radu. Flori Radu, da, și pe YouTube tot așa mă găsesc, pe Flori Radu sau Florica Radu. Mă găsesc. Da, eu am lucrat în acea perioadă la centru de găzduire. Erau pe vremurile de mult apuse. În urmă cu 13 ani am lucrat la cadrul primăriei Turnu Măgurele, fiind detașată la centru de găzduire temporară din Turnu Măgurele. Un fel foarte de frumos. Azil de bătrâni, dar care acești oameni să poată să se miște, să meargă la toaletă, să poată să servească masa în sala de mese. Ați avut grijă de oameni. Da. Tot timpul ați avut grijă de oameni. Da. Și după aceea a trebuit să vin la București, să-mi urmez soțul, să-mi urmez copiii, și așa am ajuns să susțin un examen la acest spital clinic de urgență în data... Pe care l-ați luat, le spunem telespectatorilor, imediat după pauza de publicitate. Rămâneți cu noi! Revenim! Hai să-ți faci rai.
Român adevărat, crescut pe vatra satului românesc, renumitul interpret Robert Târnoveanu nu își uită rădăcinile și caută mereu să fie la înălțimea așteptărilor voastre prin fiecare apariție a sa. Meleagurile natale sunt valorificate în cântecul său, trecând prin filtrul sufletului fiecare amintire și emoție trăită, îndrăgitul interpret fiind unul dintre cei mai sensibili artiști. Robert Târnoveanu vorbește deschis la Matinali și Populari despre începuturile carierei artistice, despre sacrificiile făcute. Au existat oare dăți în care artistul să fi fost tentat să refuze, să își urmeze visul și dorința de a cânta? Aflăm imediat! Viața-i floare trecătoare, hai da lume, mâine ia sfinții de soare, hai da lume, să-ți petreci odată o ai, hai da lume, din ce ai să îți faci rai. Spânzurate-mă, dar noi face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-una de ale meu dor o viață întreagă. Îl cunoaștem cu toții pe șarmantul artist Traian Stoiță, care cântă și prezintă emisiuni pe placul românilor. Se află într-o perioadă a vieții sale artistice când consideră că harul cu care a fost înzestrat nu trebuie irosit, așa că îl găsim astăzi pe îndrăgitul interpret și în calitate de profesor de canto popular la Palatul Copiilor din Sibiu. Mai multe detalii la Etnoștiri. Păi mă vorbesc mândre lăsat ca aș fi bun de spânzurate, mă. Dar noi face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-una de ale meu dor o viață întreagă. Trece vremea, trece timpul, dor și patimă și dor. Și-mi vine și mie rândul, dor și patimă și dor. Să trec și să las în urmă dor și patimă și dor. Tinerețe, floare mândră, dor și patimă și dor. Tinerețe, talent, multă bunătate, artist desăvârșit, un tată mândru de familia sa, toate adunate într-un om cu suflet generos, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Cătălin Doina, Matinali îți urează la mulți ani în cor. Trece vremea, trece timpul, dor și patimă și dor. Și-mi vine și mie rândul, dor și patimă și dor. Să trec și să las în urmă dor și patimă și dor. Tinerețe, floare mândră, dor și patimă și dor. La mulți ani! La mulți ani îi spunem și noi prietenului și colegului nostru Cătălin Doinaș. Alo, bună dimineața! La mulți ani, Cătălin! La mulți ani! Bună dimineața, uite, salut, ne și vedem. Mulțumesc frumos de urări. Măi, eu cred că voi aveți acolo un spirituș magic care vă pune la curent cu tot ce se întâmplă în muzica Zitul populară și în arealul ăsta folcloric. Noi facem magie în fiecare dimineață și ne bucurăm. Am auzit treaba asta, dar nu eram convins, acum știu sigur. Acum știu sigur. La mulți ani, să fii iubit, să fii fericit, să ai parte de tot ce-ți dorești și să te bucuri de toate noutățile care apar în viața ta. Doamne ajută, mulțumesc frumos de urări și să știți că și voi cu toți acolo, toată gașca de la Matinale, aveți așa un loc aparte în buzunarul de la piept, să zic așa. Mulțumesc de urări și de gândurile frumoase. Și salut pe această cale și pe toți cei care vă primesc, că nu sunt puțini. Ce faci astăzi de ziua ta? Uite, tocmai m-am prins în drum spre muncă, am tras pe dreapta aici să nu dau cu subsemnatul pe la poliție. Astăzi am zis scurt, o să muncesc până la 3 și un pic, după care mă întorc acasă să petrecem în patru, în 6 suntem astăzi, că au venit și părinții mei la București. Foarte frumos. Și am extins un pic familia și mâine o să vină și mama soacră, o să vină și Lumii, mama Dinei, așa că o să fim cu unul în plus. E foarte bine, e foarte bine. Oricum v-ați obișnuit, să spunem așa, cu unul în plus. Exact. E cu una în plus.
Da, e o adevărată aventură. Cum este Doinaș să fii tătic și de fetiță? Cum este? Măi, că nu realizez. Cred că e la fel ca și până acum. Nu știu. O să încerc. Dar de obicei se spune că e o altfel de legătură între tați și fete. Fetele cu tați. Cred că o să-mi dau seama de lucrul ăsta după ce o să rămân acasă. O să mai merg la muncă încă 3 săptămâni, după care o să rămân în concediu de paternitate eu din nou. Și atunci cred că și sunt convins că o să se facă legătura asta între tată-fică. Ce frumos! Ce frumos! Bravo, Cătălin! Să ai o zi extraordinară, magică, pentru că noi transmitem magie. Magică, da. Magică, să fii iubit, să fii fericit și să petreceți frumos. Și noi ținem la voi, sunteți o familie foarte frumoasă, sunteți un exemplu pentru toți cei din jurul nostru, inclusiv pentru Liliana Giapana, care își dorește un tătic exact așa. Dacă așa ai cumva că nu mai am frate. Vreo de dimineață știu că se... asemănătoare. Da. De dimineață știu că se conversa cu Adina și aveau ele secretele lor. Că ca între fete. Ca da. Între fete. Te pupăm, mă, mulțumesc frumos de urări, de gânduri bune, să fiți iubiți, să aveți în continuare public în fața televizorilor și v-am pregătit și o surpriză. O să ajung un material la voi. Știm, cunoaștem. După care o să ajungem și noi, aterizăm acolo în platoul vostru, că n-am fost de mult și nouă ne este. Abia vă așteptăm! Cu micul mare! Cu toată dragostea vă așteptăm, Cătălin! Și noi de-abia așteptăm să venim să vă revedem. Să ai o zi extraordinară, așa cum o au și telespectatorii noștri, pentru că sunt alături de noi. Revenim la prietena noastră dragă, Flori Radu. Tocmai ne povestea mai devreme că a venit la Spitalul Floreasca, a dat examen și a luat... cu brio. Prima! Da. A intrat prima. Felicitări, doamna Flori, am pentru lucrat. Tot ceea ce faceți. Mulțumim. Sunteți un om atât de bun. Se citește lucrul acesta pe chipul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cred mult. Că Dumnezeu v-a adus pe pământ fix așa, să aveți grijă de oamenii din jurul dumneavoastră, să-i vindecați și uite că ați mai primit încă un dar frumos, acela de a cânta. Este pasiunea dumneavoastră la care nu ați renunțat niciodată. Da, nu chiar am dacă renunțat. Au avut prioritate copiii, familia, cariera. Da. Și în viitor renunțat... nepoțelul sau nepoțica? Nepoțel. Peste 2 luni voi avea un nepoțel. Doamne ajută! Din partea fetei. Din partea veți fi fetei. Bunicuță pentru prima dată. Sunt bunicuță pentru prima dată, da. Și de-abia așteptați. Bineînțeles. Pentru că i-ați încurajat. I-am încurajat. De 5 ani tot încurajat. Sunt alături și de ei și de mai băiat. Mai sus microfonul. Sunt alături și de ei și de băiat, că mai avem și un băiat de 28 de ani. Mulți înainte. Dar el nu este încă... Și el căsătorit, nu este căsătorit. Dar vă doriți, nu? Da. El da. Nu, vă zic eu. 28 de ani, ești tânăr, copilărește, distrează-te. Da. Nu, mamă, nu, nu. Nu? Sper să vă audă. Da? Să ne audă să copilărească, să se simtă bine. Să copilărească încă, să mai fie copil la tati și la mami. Vreau să ne povestiți, doamna Flori, și despre melodia pe care ne-ați cântat-o. A fost în premieră la noi, la Matinal și Populari. Da. Este o melodie creată de mine pentru sora mea geamănă, frate, mama și tata. Tata pe care l-am pierdut în urmă cu 22 de ani. Și pe această cale țin să mulțumesc doamnei Mariana Ionescu Căpitănescu și doamnei Steliana Sima pentru că și-au de dat acordul. De acolo venea linia melodică. Da, pentru linia melodică. Așa am considerat eu că trebuie să pun aceste versuri pe această linie melodică și le mulțumesc din tot sufletul. Le salutăm și noi cu drag și pe doamna Steliana Sima și pe doamna Mariana Ionescu Căpitănescu și ne doamna bucurăm Flori. De toate realizările dumneavoastră. Mulțumesc! Dumneavoastră vindecați oamenii și pe interior și pe exterior. Dar vă întreb, noi de ieri am început așa să ne aducem prietenii la Matinal și Populari și să-i facem colegi pentru o zi. Oare vă gândiți, ați văzut ieri emisiunea, ați reușit să vă uitați la noi? Reluarea, și să... am văzut-o că ieri am fost e foarte ezi. Bine. Am văzut reluarea. Așa a fost Florin Burescu, colegul nostru pentru o zi și îi mulțumim. Iar în această dimineață, oare aveți idee cine ar fi colegul nostru pentru o zi? Nu știu, îmi faceți o surpriză. Doamna Flori,
Ce ar fi să-l provocați dumneavoastră pe colegul nostru pentru o zi să ne cânte și să vă uitați așa către camerele de acolo și să spuneți: măi, colegul pentru o zi, ia cântă-ne ceva. Cu drag. Uitați, acolo sunt camerele. Da. Colegul meu scump și drag, vă rog să poftiți la scenă și cu această ocazie vă mulțumesc mult că vă cunosc. Vă rog să poftiți să ne cântați și să ne încântați. Ia să-i auzim glasul duios colegului nostru pentru o zi, pentru că a crescut tensiunea, suntem în suspans și vrem să știm și noi. Ridică-te, negură, ridică-te, negură, să mă sui la măgură, să mă sui la măgură, la 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 la. Ridică-te, negurice, la 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 la, să vă baci un săduce, la 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 la. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, te rog frumos, te rog, așa, între noi. Sărna, bună dimineața și bine că ai venit! Doamne ajută! Ora am venit cu mare drag. Tu întârziași la lucru. Păi, ora nouă, cucu, vine eu ce la să Sibiu? Fac cu Bucureștiul ăsta al vostru? Băi, dar n-ai loc, nu poți să mergi. Astăzi parcă a fost jihadul în București. Cred că cu toții, astăzi, dis de dimineață, nu exista bucățică de asfalt neocupată. Să știi că era mașină în mașină, în mașină, în mașină. Asta mă gândeam și eu, mă, unde ori pleca toată lumea asta, că eu mă duc la Etno TV, dar ei unde s-or duce? Îți mulțumim tare mult, cu mare drag, Robert, cu mare pentru că ai acceptat provocarea noastră să ne fii coleg pentru o zi. Și abia am așteptat să fim împreună, să petrecem până la ora 12. Auzi, cu voi și cu portofelul. Dai gol. Și telefonul. Of, că mă gândeam și eu că mâncăm astăzi o bucățică de brânză. Telefonul, de mesaje. Telefonul e plin de mesaje. Nu da. Auzi nimeni. V-ați făcut că nu mă auziți? Mă ignorați? Auzi, da, colegul nostru pentru o zi, așa, Robert Târnăveanu, n-ar fi frumos să ne cânte la propriu pe scena? Să vedeți ce piesă v-am pregătit așa de dimineață. Ia. Să trezim lumea. Hai să trezim lumea. Despre ce este vorba. Doamnelor, trezirea. Domnilor, colegul nostru pentru o zi e frumos și talentat. Ne cântă chiar acum Robert Târnăveanu. Și viață, tot ca-n tineriață, vreau și acum să trăiesc. Cât inima bate, trăiesc cum-mi place, mai am până îmbătrânesc. 40 de ani, azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai pe atât am de trăit. 40 de ani, azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai am viață de trăit. Mai cu drag viața
am trăiesc. Port grijă la toate, nu mai pierd o noapte, mă rămân drag și o iubesc. 40 de ani azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai pe atât am de trăit. 40 de ani azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai am viață de trăit. 40 de ani azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai pe atât am de trăit. 40 de ani azi am împlinit, sunt în floarea vieții, mai am viață de trăit. Bravo! Publicitate! Și revenim! Doamnelor și domnilor, am revenit și avem un nou coleg pentru o zi. L-am descoperit împreună, l-am cunoscut și noi și dumneavoastră și ne bucurăm tare mult că în această dimineață Robert Târnăveanu este alături de noi, colegul nostru matinal și popular pentru o zi. Nu știu dacă o să mă descurc, eu încerc. Ar fi cu... Hai, lasă-mă descurc. Îmi place și vreau să mă mai invitați. Te mai invităm? Normal. Vine normal, câte vrei. Dragi telespectatori, vă rog frumos, puțin atenție aici la mine. În următoarele momente avem o surpriză foarte plăcută ochilor dumneavoastră. Tu ai venit cu surpriza. Eu, tu ai venit cu surpriza. Am venit cu o fată foarte frumoasă, o fată din Arpașul de Jos, din județul Sibiu, bineînțeles, din țara Făgărașului. Costum popular extraordinar, ținută, are o ținută la 15 ani foarte frumoasă, cântece frumoase, este autentică. Ce să mai... Sunt mândru și mă mândresc că am venit cu Antonia Bogdan. Muzica! Să cânte! Thank you.
Bravo, Antonia Bogdan! Bună dimineața, draga noastră! Te invităm pe Turcoazică. Ai avut o prezentare făcută așa ca la carte de Robert Târnăveanu, colegul nostru pentru o zi, și invitata noastră, să sperăm, pe mai multe zile, în mai multe emisiuni. Cânti foarte frumos! Mulțumesc! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Pentru prima dată aici, la dumneavoastră, în platou, la Matinal și Popular, și mă bucur că am ajuns și aici. Bună 15 dimineața, Antonia, da. 15 anișori, Doamne, mulți Doamne, înainte. Cât ne-am dat timp înapoi să ajungem la 15 anișori. Și de cât timp iubești tu, Antonia, muzica populară? De cât timp cânti? De când eram mică, m-am apucat de cantul la 6 ani. Și acum încercăm să devenim cât mai mari. Acum începi să-ți construiești cu adevărat cariera și trebuie să-ți spunem adevărul. Ai toate șansele. Mulțumesc. Să dea Domnul. În ce clasă ești, păpușă? A 10-a. Și acum colegii tăi sunt la școală? Sunt la școală. Da? Și nu vrei să-i saluți? Ba da, îi salut pe toți și le urez multă fericire și lor și să fie... Să-și îndeplinească visul. Exact. Așa cum o faci și tu. Da. Și să-ți dea temele ce au făcut ei azi la școală. Să recuperezi și tu materia. Antonia, pe cine ți dorești să mai saluți în această dimineață? Sau poate ai persoane cărora vrei să le mulțumești pentru susținere? Da, vreau să salut pe cei dragi, pe bunicii mei, pe tatăl meu, pe sora mea și, bineînțeles, toți profesorii care m-au ajutat, în special maestru Stelian Stoica și toți telespectatorii. Apropo de maestru Stelian Stoica, îl salut și eu cu mare drag. Sunt convins îl salutăm că și noi. Ne urmărește un mare, mare, cum să spun eu, îndrumător. Și din mâinile dumnealui au ieșit foarte, foarte mulți artiști. Mă număr și eu printre ei. Așa am început și eu acolo, cu ansamblul Jidvei România. Îl salutăm, îl prețuim și sănătate multă. Foarte frumos. Ce fac junii Sibiului? Ei, junii Sibiului pe o Val. Salutăm și noi pe doamna Silvia Macra, îi salutăm pe toți. Eu. Știe că sunt plecat la București. Foarte bine, suntem pe Val, cum am fost... Îi mulțumim că ți-a dat voie. Nu mă... Nu te furăm. Nu. Nu te furăm, nu te furăm. Avem foarte, foarte multe evenimente. Este foarte bine, ca la junii Sibiului. Acolo se întâmplă și se petrec numai lucruri frumoase. Cântec, joc și voie bună. Spectacole frumoase. Acum sperăm să nu ne oprim. Doamne ajută, Doamne ajută să mergem să înainte. Se mai întâmple, pentru că să avem ne oprim. Foarte, foarte multe evenimente, foarte multe. Am foarte avut multe și avem în continuare. Sunteți... Îi îmbrățișez și salut pe toți. Îi salutăm și un noi. Un colectiv extraordinar. Doamnelor și domnilor, mai avem surprize pentru dumneavoastră. Din Sibiu revenim la Măneciu, în Prahova, pentru că revine după o perioadă destul de îndelugată la noi, la Matinal și Populari, o prietenă dragă nouă. Nu revine singură, revine și cu elevii domniei sale. Întâi o ascultăm pe doamna profesor, după care mai stăm de vorbă și aflăm de la fiecare invitat cât de punctual este în viață. Cătălina Țigău, Chitimia. Thank you.
Doamnelor și domnilor, Cătălina Țigău Chițimia la Matinal și Popular, te invităm alături Cătălina! De noi. Bună dimineața, Cătălina! Doamne, de când nu ne-am mai văzut, bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o mare bucurie această dimineață. Nu m-am gândit că lucrurile se vor așeza așa de frumos, pentru că Robert este din aceeași zonă ca și soțul meu, din Sibiu, din zona Sibiului. Nimic și... nu-i întâmplător. Exact. Nimic. Nu mă așteptam să-l întâlnesc pe Robert în această dimineață și mi-a dat un plus de energie și mă noi bucur să-l revăd așa în direct. Robert, îți dăm legătura. Puneți la lucru. Da. Draga mea, să știi că și mi-ai făcut o deosebită plăcere. Cânți foarte frumos, foarte frumos. Ai o voce extraordinară. Eu nu te-am mai văzut, nici nu te-am auzit cântând. Ba, ne-am și auzit, ne-am și văzut. Acum, eu la cât îți dezăpăcii, te rog frumos să mă iert. Apoi și eu, dar eu țin un pic mai mult minte că era pentru prima dată când te vedeam și eram încântată. Și eu îți mulțumesc foarte mult apreciez pentru harul lucru, tău. Pentru aprecierile tale. Sunt foarte bucuros că ne-am reîntâlnit cu soțul tău, cu tine. Să fiți sănătoși. Mulțumim. Cânti extraordinar de frumos, am dreptate? Mulțumim. Asta o voce vorbeam. Frumoasă. Uite, chiar mi-aminteam, iartă-mă Robert, are într-adevăr o voce foarte frumoasă, Cătălina, și mi-amintesc cum ne-am cunoscut noi. Vreau să-l salutăm pe Cosmin, pentru că tu erai colegă de facultate cu Cosmin Tițu și pe Nea George și pe tante Irina. Ei au fost și la voi la nuntă și v-au cântat. Așa este. Mă bucur foarte mult că în această dimineață ai revenit în platoul nostru și în calitate de profesor, pentru că tu ai un grup, Flori de Garofiță, pe care îl conduci așa cum știi tu mai bine. Cum este să lucrezi cu copiii? Am să răspund la întrebare, dar dați-mi voie să salut și domnișoara și doamna, ca să nu trecem puțin mai departe și să nu le salut în această dimineață. Așa este, aici nu ne salutăm între noi. Iertați-mă. Foarte important. Într-adevăr, i-am salutat așa pe repede înainte. Vă salut pe toți. Și regia o salut. Este frumos să spunem bună dimineața tuturor și celor de acasă. Cum este să lucrezi cu copii? Lucrez în colaborare cu George Simion,
Ciocan, un nou colaborator al meu, care spune așa: crede în vocea ta. După o viață de cântec, nu știam care este menirea mea neapărat în sensul acesta. Și de multe ori veneau la mine copii, nu neapărat, știți dumneavoastră, copiii aceia înzestrați 100%, da? Și eu nu înțelegeam de ce eu iau pe cei care au acel minim, să zic... Care sunt mai puțin înzestrați, așa? Genetic, practic. Că noi toți avem într-un fel o înzestrare, dar depinde de la punctul de pornire al fiecăruia. Unii pot merge de la... 1, 2, 3 și alții le-a dat Dumnezeu cu sacul. Așa, le-a cu dat sacul, la 10, direct. Așa, și pe lângă faptul că le-a mai dat și cu sacul, le-a mai dat și oamenii de calitate în jurul lor și au ajuns... Fiecare cu norocul lui. Mă uit la tine cu invidie, da? Să ne înțelegem, da? Te rog frumos, să-ți mulțumesc. Acum mi-a apărut invidia un pic. E un compliment, sigur. Nu, mă refer strict la... într-adevăr, Dumnezeu ne dă fiecăruia exact oamenii pe care... Dar nu e așa că te-au surprins de-a lungul carierei tale, lucrând cu copii, te-au surprins și acei copii care poate au fost înzestrați, cu mai puțin talent, să zicem, dar au muncit foarte mult și poate că au reușit să, nu știu, să se lupte în concursuri, în festivaluri. Acesta cu aceia care au primit talent cu carul. Acesta este secretul, de fapt. Mi-am dat seama care este rostul meu. Să-l iau și pe acel cel mai puțin înzestrat, să zicem așa, dacă îmi dați voie să mă exprim așa, și să fac din ei, totul, de fapt, eu le spun și la clasă, totul stă în modul lor de a munci. Că degeaba ai talent și nu te implici. Bravo. Și poți să am dovezi clare în acest sens și poți să ai un pic de talent și poți să ajungi prin ambiția ta și perseverență exact acolo unde îți dorești. Întâlnești oamenii potriviți, mergi la Edno, te promovezi, azi... Bravo! 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 Asta este secretul! Trezești audiența la prima oară cu vocea ta. N-am înțeles unde mergi, eu aud mai greu, să mai bătrân. La cei mai minunați prezentatori, la prezentatori, dacă astăzi am găsit un coprezentator minunat, mulțumim. Așa? Colegul nostru! Da. Mergi la Nașii Succesului, performezi pe scena succesului, vii la Etno TV, să știți că eu consider că copiii din ziua de astăzi au privilegiul de a se promova aici. Corect. La Etno TV. Da. Corect. Și este o mare șansă pentru ei și că te-au Perfect. Cunoscut pe tine, dar... Și că ne-au cunoscut pe noi. Aici. Vorbeam de copii frumoși și talentați, sunt deja la scenă. Sunt deja la scenă și te rugăm pe tine în această dimineață să-i prezinți așa ca la carte. Ești asistenta coprezentatorului, da. Draga mea. Ne trebuia și o curuduță aici, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Te rugăm frumos, Cătălina, să prezinți grupul acesta minunat, Flori de Garofiță. Suntem elevii aici, absolvenți ai Școlii Populare de Arte și elevi, totodată anul 1, anul 2, ai Școlii Populare de Arte din Ploiești, filiala Măneciu. Și avem, nu știu, o vechime, să zic, în muncă, la locul muncii, cam, zic eu, aproximativ 20 de ani. Ei mulți sunt înainte. Micuți, vin din urmă și le dăm și noi ștafeta mai departe, așa cum ne pricepem mai bine. Pentru că România are viitor, Cătălina, așa prin acești copii frumoși. Așa este. Și spuneau mai devreme, nu știu cum să mă prezint dacă mă întreabă dacă sunt din București sau sunt de aici și de la țară, și am spus, mulți și-ar dori să fie de aici, de la noi, de la țară. Bravo! Din vârful muntelui. Uite aici unul care toată viața a suferit că n-a avut cum se spune la țară. Noi suntem la țară, te așteptăm la bunici. Oricând aș veni. Cu drag, oricând, cu drag. Credeți-mă că vin. Vreau Bună să spună dimineața. Și acești copii frumoși în cor. Bună dimineața! Bună dimineața! Ei, ce ai cu muzica? Ce frumos răsună glasul vostru. Vrem să vă auzim cântând grupul Flori de Garofiță din Măneciu, Prahova. Doina, 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 că te cânte.
doamnelor și domnilor, flori de garofiță din Măneciu, Prahova. 11 flori de garofiță în această dimineață, Cătălina. Sunteți foarte frumoase, foarte talentate. În momentul acesta trebuie să-l las pe colegul nostru de o zi, pe Robert Târnăveanu, să vorbească cu fetele. Și tu ești tată de fete, ești un artist extraordinar, ai o voce foarte, foarte frumoasă și sunt convinsă că acești copii frumoși și talentați te cunosc, te apreciază și așa ca de la tată de fete la viitoare stele, viitoare artiste în muzica populară, ce vrei tu, Robert, dragul nostru, chiar, să le întrebi pe fete? Chiar mă gândeam la fetele mele când le-am ascultat cântând. Să știi că este foarte frumos să fii tată de fete și e un pic mai special. Fetițele mele, să știi că da, și ele... Da, tu auzi în caz că e bine, da. Răspunde, și fetițele mele cochetează cu muzica. Dar știu că una e talentată rău. Mă, să știi că amândouă sunt. Dar eu le las în pace să... Deocamdată să facă cum vor ele, pentru că sunt micuțe, 10 și 5 ani. Acolo, după 15 ani, vom vedea dacă vom cânta. Până atunci... Doamne ajută! Îți urăm mult succes cu fetele. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Haideți curaj! Cine este, doamna profesoară, cine este cea mai îndrăzneață din grup? Oh, da. Cine este cea mai îndrăzneață? Bună dimineața! Cum te numești? Eu mă Antonia Ștefania. Și de unde vii tu? Izvoarele Prahova. Și pe cine moștenești? Că ești și foarte talentată și foarte frumoasă. Pe fratele meu. Pe fratele tău? Ah, hai să-l salutăm și pe fratele tău în dimineața asta. Cum se numește? Ia! Adrian Gheoiu. Adrian, bună dimineața! Sperăm că te-ai trezit. Mergem mai departe cu microfonul. Bună dimineața! Cum te numești? Repede! Mă numesc Daniela Maia Ștefania. Așa. Și câți ani ai? Am 9 ani. Și îți place mult de tot să cânti muzica populară? Da. Wow, și ce e puțin frumos. Serioasă, e așa. Mergem mai departe. Bună dimineața! Mă numesc Maria Enescu Raluca, am 7 ani și sunt din Măneciu, Ungureni. Da, și cine ți-a făcut codițele în dimineața asta? Mami. Da, ai un păr foarte frumos, foarte lung și ești foarte talentată și foarte frumoasă. Mulțumesc! Da? Mergem mai departe. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bag aici între fete. Împrumut din tinerețea și din frumusețea voastră. Cum te numești? Mă numesc Lungelu Nicoleta Andreea. Am 14 ani și sunt din Măneciu. Da, îmi place rapiditatea cu care vorbești. Așa vorbește una, oricum mă grăbesc. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Miroiu Andreea. Am 15 ani și sunt tot din Măneciu. 15 anișori. Salutăm tot Măneciu și toată Prahova și toți românii noștri din străinătate și din țară. Să înflorească, să trăiască. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Alexia Tacea și am 12 ani, tot din Măneciu. Și pe cine salutăm? Pe toată lumea. Bravo! Ce frumos, bravo! Mergem mai departe. Bună dimineața, mă numesc Bianca Tacea, am 18 ani și aș vrea să menționez că eu cânt de 15 ani și în moment activez și eu de câteva luni ca profesor de canto. Doamna profesor! Întrebați-o pe cine moștenește ca să traducem. Să traducem povestea. Și întrebați și pe cealaltă mai încolo. Și pe așa, mă scuzați, pe cealaltă. Deci, da, eu voiam să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna profesor, câți anișori aveți și pe cine moșteniți. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Îmi dedicați și mie cântecul acela cu 40 de anișori. Doamna profesoară. Acum o lună? Și mulți înainte, doamna profesoară. Mulțumesc la fel, mulțumesc tare mult. Sănătate și succes. Mulțumesc tare mult și îl moștenesc pe tata. Doamne ajută să vă trăiască și tatăl și... Tradiția și obiceiul ducem mai departe cu drag. Așa să faceți, pentru că faceți foarte bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Rămidaru Aliselena și am 16 ani. 16 anișori. La 16 anișori, cum e viața la 16 ani? Bine. E frumoasă? Da. Avem și un iubit la 16 ani sau nu? Avem! Wow, știa doamna că avem, nu știa doamna că avem, n-are nimic aflat dar acum, pentru că... Da, pentru că ce să facem, așa se întâmplă la matinal și popular. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Dragomir Emiliana Maria și am 13 ani. Nu te întreb de iubit, dar te întreb dacă vrei să saluți pe cineva de acasă. Da, vreau să salut pe mama mea și pe bunica. Cum se numește mama, bunica, cine te-a împletit la păr?
Pe mama o cheamă Cătălina, pe bunica... Da, nu, nu e tot mama ta, Cătălina, nu? No. Adică ai altă mamă. Ok, da. Doar coincidență de nume, am înțeles. Și pe bunica Ileana. Bunica Ileana, doamna Cătălina, vă salutăm și vă mulțumim că ne urmăriți. O salut și eu pe bunica Ileana, precis, suntem prieteni pe Facebook. Așa, Robert, ajută-mă. Bună dimineața! Bună dimineața, mă numesc Savu Alice și am 13 ani și sunt din Măneciu. 13 anișori, mulți înainte. Mulțumesc. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Manta Andreea Irina, am 11 ani și sunt tot din Măneciu Ungureni. Și e frumos acolo la tine în Măneciu Ungureni? Foarte frumos. Ne inviți și pe noi, dacă ar fi să mergem, uite, să merg cu Robert și cu Mihalis la voi acolo, ce, nu știu, ce am putea să facem, ce activități am avea? De toate. De toate? Atunci venim. E, nu știu, să ne bucurăm de aer curat, să ne bucurăm, de ce anume putem să ne bucurăm? Chiar mai multe. Și mai multe. Aveți și publicitate acolo la Măneciu? Noi facem, nu, dar noi aici la Matinali și Populari avem publicitate. Atunci revenim, mergem. Dragilor, nu plecați nicăieri!
Italia! Răducanu Music live, doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră frumoasă. Felicitări, dragilor, și invităm pe toți telespectatorii noștri să vă caute pe Facebook, pe Instagram și pe canalul vostru YouTube pentru evenimentele lor frumoase. Draga mea, Lavinia, sunt niște oameni minunați și ne sunt tare dragi și ne-am dorit să-i avem în fiecare dimineață, dacă s-ar putea. O avem și pe doamna Flori Radu, prietena noastră dragă, care vrea să-și salute familia. Vă rog, doamna Flori. Da, în această dimineață vreau să-mi salut și eu soțul, copiii, mama, sora, fratele, cumnații, soacra mea din comuna Icoana, județul Olt, și telormănenii mei, turnenii mei, și să le mulțumesc că sunt alături de mine și totodată și domnului Ion Petre pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat. Îl salutăm și noi pe prietenul nostru Ion Petre. Vă mulțumim pentru că în această dimineață ați venit alături de noi. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru oameni, pentru pacienții dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Le mulțumim și colegilor dumneavoastră și Doamne ajută să fie bine. Doamne ajută. Vă invităm să ne mai cântați, pentru că ne-ați mai pregătit o melodie. Vreți să ne spuneți ceva despre ea? Da, este o melodie pentru mama și pe această cale o salut și spun că o iubesc. Pentru toate mamele care mai sunt și care nu mai sunt pe pământ, este o melodie de suflet. Și am pus în aceste versuri toată dragostea mea pentru aceste ființe care se numesc mame. Vă invităm să ne-o cântați și nouă. Abia așteptăm să o ascultăm. Cu drag, cu drag. Vă mulțumim tare mult, doamna Flori Radu. Sunt sensibil, deosebit. Cu sensibilitate la scena succesului, prietena noastră dragă, Flori Radu. Muzica, vă mulțumim! Și cu dreptul o strigi, mama.
în raiul, la 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 la. Atunci noi ce ne-o fi traiul, la 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 la. Hai să facem împreună, la 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 la. Nu moți viața mai bună, la 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 la.
toți mândrele sat că aș fi bun de spânzurate, mă. Dar noi face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-una de ale meu dor o viață întreagă. Îl cunoaștem cu toții pe șarmantul artist Traian Stoiță, care cântă și prezintă emisiuni pe placul românilor. Se află într-o perioadă a vieții sale artistice când consideră că harul cu care a fost înzestrat nu trebuie irosit, așa că îl găsim astăzi pe îndrăgitul interpret și în calitate de profesor de canto popular la Palatul Copiilor din Sibiu. Mai multe detalii la Etnoștiri. Păi mă vorbesc mândre lăsat că aș fi bun de spânzurate, mă. Dar noi face niciodată voia lor. Hai, lume dragă, și le las să plângă într-una de ale meu dor o viață întreagă. Bună dimineața, colegul de la televiziune, colegul profesor. Bună dimineața, Traian, ce faci? Bună domnul profesor, dragi, bună dimineața. Sărut mâna, bună dimineața. Ce să fac, sunt la Palatul Copiilor și definitivez orarul. De săptămâna viitoare începem și fizic cu ai noștri elevi. Și apoi plec imediat de la 12 la Colegiul Național Gheorghe Lazar, unde mai am 2 ore, așa, de final de săptămână. Deci ești profesor de muzică la colegiu? Da. Sunt la, da, la Gheorghe Lazar. Cu cine ești tu, coleg? Ce colegi din aceștia, colegi vedete? Cu foarte mulți profesori de am înțeles că ești studiului. Am înțeles că ești coleg cu prima doamnă a țării, Carmen Iohannis. Da, sunt coleg și doamna Iohannis predă engleză la același colegiu. E și foarte auzi, sunt onorat să fiu, da. Te învârți pe un scaun ceva că nu ne dăm seama. Când ești în stânga? Mă învârt, îmi place să mă leagă și tu să n-ai, așa, tu n-ai scaun de profesor. A, tu n-ai scaun, n-are mă scaun de profesor. N-are scaun de profesor, are scaun de șef. Dar arată bine sala ta de studiu. Arată foarte bine și uite, cu ocazia asta le și transmit celor, mai ales sibienilor care se uită, că îi așteptăm pe cei mici. Palatul Copiilor din Sibiu e foarte bine dotat și îi aștept la cursurile de canto popular. Îl aștept și pe Robert Târnăveanu. Acolo vroiam să ajungem. Colegul nostru pentru o zi de astăzi, Robert Târnăveanu, ca între sibieni, așa cum se salută sibieni între ei? Noroc, salut! Noroc. Uite, noroc. Robert, ai ce camera ta. Spune, de ce nu te-ai trezit, mă, de dimineață? N-ai știut? Ce ai făcut tu azi noapte? De ce crezi tu că nu m-am trezit de dimineață? Ia. Azi noapte am privegheat, să știm. Oh. Am privegheat alături de niște prieteni la un pahar de ați vorbă beut, și am pus niște lucruri la cale. Dar zi-mi un pic ce faci tu, că o zi nu te-am sunat și o zi n-am vorbit cu tine și deja, hop, când să intru și eu în direct cu ai mei colegi la matinal, dau de tine. Este colegul nostru pentru o zi. Vezi, am făcut o surpriză. Pentru asta să pui vinul la rece, că de sară... Vinul o surpriză plăcută. Îi la rece vinul și fii atent că de seară ne vedem. Când vii, te oprești direct. Să știți că Traian este un om extraordinar. Traiane, știi că te prețuiesc. Ești cel mai bun coleg din suflet. Dacă îl prețuiești, care-i prețul lui? Să știți... Lui nu-i dau nimic. Am înțeles, dar îl prețuiești atât. Este un coleg extraordinar. Ne prezintă atât de frumos în spectacolele noastre. Știi, tu ai un vinul loc. Cine îl dă? Tu sau Traian? El, normal. A, Traian, eu nu dau nimic. Traian, când treci pe la noi să ne aduci nouă niște. Eu nu dau nimic, eu doar îl prețuiesc. Eu doar exact, primesc. Da. Robert, nu, de Robert dă mulțumirile, dar în egală măsură, Robert e un coleg și un prieten pe care eu îl prețuiesc tare mult. E un artist care confirmă de fiecare dată când urcă pe scenă, de fiecare dată când apare în fața micilor ecrane, un om care a muncit și are ce să transmită calitate oamenilor. Deci mergi la liceu și predai muzică la Palatul Copiilor, petreci alături de Robert și la Han. Au și duet. Avem și un duet. O să avem și la voi. Avem și un duet. Păi da. O să avem timp și de la un moment vine dat. Vine iarna, cu siguranță avem vreme. Așa e. Da, vine iarna mai devreme, s-ar putea de săptămâna viitoare. Da, să fie așa o iarnă cu străzi goale, știți cum e, cu o măt, cu de toate. Traian, succes în noul tău job de profesor, succes și cu emisiunea.
Și te așteptăm pe la noi într-o dimineață, cu tot cu vin. Nu neapărat pentru noi, pentru toți colegii noștri aici la Etno TV. Da, păi îl lăsăm acolo, că nu-l bem chiar dimineața. Bine, noi am bea niște must, pentru că e sezonul. Chiar da. Să a, păi, da, bine, și să nu mi-aduci mus fără pastramă. Și lângă pastrama aia, să nu dea sfântul să n-aduci niște brânzică, slănină, nu știu, și află de la mine că îmi place plăcinta cu brânză. Da? Așa, și pe lângă plăcinta cu brânză, mi se șoptește în cască, dar ce bine că n-auzi tu, n-aude nimeni, n-aude cât eu în cască. Ha! E în capul slăninuță! Slăninuță! Adă tot ce ai pe acasă! Fii atent, prima regulă în televiziune este să cerșești. Așa, da. Într-o dimineață și aduc eu brânza și tu faci plăcintele cu brânză. Tu faci plăcintele cu brânză, eu dau brânza și... Cum sună asta, eu dau brânza. Traian, te pupăm, te salutăm și succes! Succes și cu petrecerile la Han, succes și în calitate de profesor. Te pupăm și te așteptăm aici. O salutăm și pe soția ta. Vă îmbrățișez, îi transmit soția mea, acum e educatoare și ea din nou anul acesta, ea e la grădiniță. Cu toată lumea veniți în învățământ! Cel mai frumos post de lucru este la școală. Mihali, să știi că toți sunt profesori, toți au dat examene, toți au fost, inclusiv soția mea, toți au... Titularizare! Nu sunt titularizați nici unii, dar acum mă țin de ei să se titularizeze și să facă lucrurile... cum trebuie. Bravo! Viu acasă. Tu să te ții de ei. Tu. Eu mă țin Robert se ține de voi. Robert. Robert da, vă pune. Salut, Traiane. Bineînțeles. Te salutăm. Salut, Robert. Hai, te aștept acasă. Dragilor, vă Doamne ajută. Spor acolo și vin la voi de curând. Doamne, te așteptăm ajută, cu drag. Te pupăm. Mult succes. O toamnă frumoasă, dragul nostru, cu multe, multe realizări. Luăm o pauză de publicitate. Avem nevoie de pauză. Avem nevoie de pauză, să ne gândim la brânză. Hai. Am revenit, dragi prieteni, am revenit căsuțele dumneavoastră, acolo suntem punctuali. Și nu plecăm nicăieri. Ce părere aveți despre punctualitate? Vrem să știm părerile dumneavoastră, deja am primit foarte, foarte multe mesaje. Vom discuta și cu invitații noștri de astăzi, care niciodată, dar niciodată, niciodată n-au întârziat. De câte așa, câte puțin? Câte 5 minute, câte 10, câte 20? 10, 15, 20, 20. Draga mea, la Vinia, știi pe cine am văzut? Se plimba pe aici, pe lângă Etno TV. Cine? Da, venise să cumpere niște covrigi. Cine? Cine? O să-ți spun, intră imediat la noi. A venit să vadă cum se descurcă... Noul coleg? Da, colegul nostru pentru o zi. Ne-a adus și covrigi. Și am zis, haideți, doamnă, nu ne cânta și nouă piesă, două, așa, treceți pe lângă noi și ne lăsați? Cine să fie? Cine să fie? Doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Bună, bună dimineața, bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, dragilor noștri colegi și prieteni cu care am colaborat de atâtea ori în emisiunile. Sunteți foarte frumoasă și foarte fresh în această dimineață. Mulțumesc, îi mulțumesc Luminiței pentru machiajul ăsta special. A, de-aia vă plimbați pe aici așa cum v-am văzut eu. Era păi v-au plăcut covrigii? Păi, da, da, da. Să facă furori pe holuri și printre colegii noștri cu acest costum. Foarte, foarte frumos. Vă vine tare bine costumul. Mulțumesc. Și vă machiajul. Vă prinde culoarea. Vă prinde culoarea aceasta albastră frumoasă, albastru, îmbinată cu galben. Turcoazul ăsta este foarte frumos și una dintre culorile mele preferate. Știi, turcoaz, am turcoazică? Pe cine a botezat-o pe turcoazică? Dacă n-aș știu eu culorile, cine? Păi am nu suntem noi n-aș cu turcoazica voastră astăzi, da. Ce faceți, doamna Brândușa? N-ați fost de mult pe la noi, nu v-am văzut ceva. Da, de săptămâna trecută am făcut un abonament la voi. E cel mai bun. Avem abonament și la taifasuri. Sigur aveți abonament la taifasuri. Am abonament. Asta dacă importa. Îmi dați un Logan, aș fi foarte fericită. Cu siguranță da, îl veți câștiga. Ne dați dumneavoastră un cântecel acum, pentru că publicul nostru vă iubește foarte mult și abia așteptăm să ascultăm o melodie. Doamnelor, domnilor, ne cântă doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu. Frumoasă.
și la joc cu stariuți, și la joc cu stariuți, stai rotelina. Că la joc cu toți venim, cu și dragi să-l întâlnim, pământul să-l bătușim, stai rotelina. Că la joc cu toți venim, cu și dragi să-l întâlnim, pământul să-l bătușim, stai rotelina. Să-i pistrunii tot așa, arde-o mai și n-o lăsa. Nu m-am boia scripșilor, nu m-am boia scripșilor, tairan te rida. Hei, pământul ne râmbea, de jocul ne-o sătură. Jocul-i bun și el ne pune să trăim bine pe lume, să trăim bine pe lume, tairan te rida. Că te învârte și te-ntoarce, până voi bună-ți face, până voi bună-ți face, tairan te rida. Nu vrei să te lași, știe, nu vrei să te lași, stai rantirida. Câte țâne cu lechești, vezi că chemelia ești, din joc nu vrei să te duci, stai rantirida. Hai, dar roată pe șupletul să jucăm cu zboare, când după ne corbăim pământul, mă! Ia-uzi, mă! Eu-s femeie prișecută, când la hore strâng la nuntă, când la hore strâng la nuntă, stai rantirida. Și pe unde îți schimbată veselie, fac-ndată, veselie, fac-ndată, dar eram terida. Lângă mine pitiței, și-aștii mama focului, și-aștii mama focului, dar eram terida. Că eu joc nu mă arăzăm, și-mi dea lumea chiuie, și-mi dea lumea chiuie, dar eram terida. Ei, fac-o tu-s dintr-o bucată, ca să bucur lumea toată, mă! Frumoasă melodie! Mulțumim, doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu! Vai, ce melodie frumoasă! Ce-a mai dansat? Doamne, doamne, ce-a mai dansat! Cred că și prietenii noștri de acasă la fel. Da, dansează pe toate melodiile frumoase cântate de aici. Au dansat și la mare două săptămâni la mare matinal! Da, da, au dansat și pe melodiile următorului nostru invitat. Da! Cântă foarte frumos. Cântă foarte frumos. Compune. Compune foarte frumos. Da. Și au trecut foarte mulți artiști pe la noi, pe la scena succesului, cu melodii compuse de el. Mai cine făceam noi fără prietenii noștri? Păi cine făceam cine fără făceam prieteni? Noi fără ei? Cine ne ținea nouă în locul? Cine avea grijă de publicul de acasă? Și plecăm și noi în concediu. Cine? 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 Rareș Bornea, alias Raul, bună dimineața! Bună dimineața! Raul, bună dimineața și bine ai venit pe la noi! Obișnuiam să spun eu bună dimineața azi vară, dar ați plecat în concediu. Am avut și noi nevoie, îți mulțumim, mulțumim! Cu mare drag oricând pentru voi! Ce viitoare, în august, de pe 1 pe 30! Vreau să-i salut și pe cei care sunt în platou, pentru că îi cunosc și... Bine v-am găsit, bine ați venit. Eu n-am mai fost de mult la bună dimineața. Ați făcut bine că m-ați chemat astăzi, că a trebuit să mă trezesc de dimineață. Și cum este să te trezești de dimineață? Mult mai bine decât dacă te trezești, de exemplu, la 10. În curând vrem să vii mai devreme. În curând. De la 7 fix chiar. Mă puneți să cânt, nu? Te punem să cânt, am să și povestim. Am chiar două. Chiar două, dar nu le divizăm pe două, amândouă deodată, că nu se poate. Facem mix? Da, facem mix. Am ai început mințit? Un proiect nou, da, am mințit, așa se numește melodia. Am început un proiect nou, cu un sound nou, cu totul nou. Sper să vă placă. Cine te-a mințit? Multe. Tu. Multe. Eu? Da, da, dar nu spun acum. În fiecare zi mint. Ce da. Doamnelor, domnilor! De acolo, eu sunt muza, de acolo s-a inspirat Raul. Ai mințit. Hai să vedem. Hai să vedem! Ai mințit, Raul, muzica, videoclip. Acum! Am crezut în ochii tăi, dar ai mințit, ai mințit, ai mințit. Eu cred
credeam că mă iubești, dar n-ai iubit, n-ai iubit, n-ai iubit. Ce mi faci tu mie? Mă doare inima, mă doare tare, aș vrea să pot striga. Lasă-mă să trec, lasă-mă să plec departe. Nu mai vreau să cred, nu mai vreau să pierd o noapte. Ești o lacrimă fără inimă și doare. Tot ce ai mințit, tot ce n-ai iubit. De ce oare? Știam că ai mințit, tu știai, tu știai, tu știai. Ce mi faci tu mie? Mă doare inima, mă doare tare, aș vrea să pot striga. Lasă-mă să trec, lasă-mă să plec departe. Nu mai vreau să cred, nu mai vreau să pierd o noapte. Ești o lacrimă fără inimă și doare. Ai mințit, tot ce n-ai iubit. Nu mă mai sună în fiecare noapte, nu mai da mesaje că mă vrei aproape. Eu nu te mai vreau și nu mă aștepta la colț de stradă. Ochii mei nu vor să te mai vadă. Nu, 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 nu. Lasă-mă să trec, lasă-mă să plec departe. Nu mai vreau să cred, nu mai vreau să pierd o noapte. Ești o lacrimă fără inimă și doare. Tot ce ai mințit, tot ce n-ai iubit. Bravo! Raul! Foarte frumos! Sound! Foarte frumos videoclip! Dar mie mi-a plăcut de mine, așa cum am văzut eu acum, mie mi-a plăcut, adică așa. Adică tu te urmărești așa în general pe tine? Nu, tocmai, cred, nu am mai văzut clipul niciodată, acum l-am văzut în premieră la... Acum l-ai văzut în premieră? Și dacă, de exemplu, eu aș mai dori să-l mai revăd, sau telespectatorii noștri de acasă, ce trebuie să faci? Intră pe YouTube și caută Raul, ai mințit, e suficient. Țineți minte asta cu ai mințit, că vi se întâmplă. Și când scrieți Raul, scrieți Raul. Ca să fie bine. Să da, fie bine, să nu fie rău. Mă găsiți că m-ați găsit de atâta timp. O să mă găsiți și de acum înainte. Mă bucur că suntem astăzi împreună aici. Pe Brândușa o știu și l-am văzut-o de azi vară. Pe domnul simpatic de la Sibiu, iarăși îl știu, pe Robert. Astăzi și este colegul nostru pentru o zi. Da. Să știi că vă mulțumesc. Cât un coleg. Interviul va fi cu el în această dimineață. Te rog. Robert, ai legătura. Vreau să-ți răspund. Care sunt curiozitățile tale? Da, Robert, ai legătura. Da, dragul meu, Raul, când mai vii pe la Sibiu? La Sibiu urmează să vin, dar răspuns final, nu știu când. Pentru că astăzi pleacă la Roman. Da. Ce mai face prietena noastră, Zorica Savu? Mai știu că lucrează la niște proiecte care sună foarte bine. Cu drag. Care sună foarte bine. Am și eu câteva proiecte în lucru cu Zorica, începute de azi vară, dar datorită faptului că am fost ocupați cu evenimente și așa mai departe, nu am apucat să le finalizăm. Dar vine valul 4 în cifre. Și vom dacă vrei să fii pe val, vino la matinal. Da, 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 da. Și asta e o idee bună. Deci cam atâta despre mine și despre Zorica. Eu vreau acum să știu, da? Cine mai intră pe la tine prin studio, cui îi mai compui, da, în această perioadă. Momentan nu am lucrat cu nimeni și spun și de ce, pentru că am fost foarte prins. Bă, da, proste să fie primit. Da, de azi oară am început, de prin august, la un album care are aproape 16 melodii. Am lucrat cu muzicieni de la Chișinău, cu Alexandru Gorgos, cu
instrumentiști aletați din orchestre celebre din Basarabia. Albumul are un sound nou, un sound aparte, aș putea spune cât se poate de actual. Mulți ar spune că m-am dus într-o altă zonă, într-un foarte alt stil. Foarte bine ai făcut! E o provocare și pentru mine. Sper să prindă la public. Reacțiile sunt foarte mie bune. Mie mi-a plăcut, sincer, și așa. Sunt un om și sincer. Și Brânduș i-a plăcut, nu? Da, ai văzut-o cum făcea? Ai văzut? Era... Da. Păi, la matinal? Așa, și bă, am scos două piese, le-am aruncat așa pe net, și cu videoclip. Videoclipul arată chiar bine, ai mințit primul clip. Și ce crezi, la a doua melodie, dacă o să avem timp să o difuzăm și chiar vă rog să faceți asta. Normal, pentru mine, că și eu, să fac, și eu pentru voi o să fac multe lucruri când o să aveți nevoie, mai ales pentru voi doi când plecați în concediu. Perfect, perfect. Așa. Troc facem, troc. Să știi că am făcut o melodie, mulți ar spune că e manea și ce crezi e... melodia se numește Diamante, dar nu e genul ăla de manea, știi? E un alt gen de manea, e o manea frumoasă. E un alt diamant. E o manea difuzabilă pe Etno TV. Diamante, pentru că diamantele nu se referă doar la acel diamant pe care îl porți ca și bijuterie. Se referă la cele bucurii, la cele virtuți, la cele lucruri pe care le ai cu maximă importanță și prioritate în viață. Deci dragoste... Raul are diamante. Avem diamante și la scenă, și chiar dacă ele sunt garofițe și sunt garofițe. 12 garofițe, măi. Da, 12 cu doamna profesor. Deci acum închid subiectul ăsta și da, ok. Erau, te-ai prins că așa. Avem 11 garofițe fără soț și o garofiță cu soț. Cu soț. Soțul a fost darnic cu noi în această dimineață. Boda proste să fie primit. Doamnelor și domnilor, ne cântă grupul Flori de Garofiță, de la Măneciu, Prahova. Muzica! Vă mulțumim, dragilor, frumoaselor, sunteți talentate. România are viitor și ne mândrim cu așa copii pe care Cătălina Țigău Chițimia le îndrumă atât de frumos. Cătălina, te invităm alături de noi, fetelor, să aveți succes în viață, la școală, în tot ceea ce v-ați propus să faceți. Vă mulțumim. Mergem mai departe pentru că șlefuim diamante. Ne întoarcem la diamantele tale, la Raul. Vezi că la mai microfon. La palieră astăzi. Nu prea știu ce se face cu chestia asta, de asta nu... Da, sper să vă placă. Despre muzică nu poți vorbi prea multe.
Mai bine să ascultăm, să vedem. Și vreau să le spun telespectatorilor, pentru că eu sunt într-o mare fugă și dimineața asta am venit doar în trecere la prietenii noștri de la Matinal. Sper să vă placă și acest cântec. Căutați-l și pe YouTube, Raul Diamante. Îl vedeți astăzi. Să știi că pe la televiziune eu nu am fost cu acest cântec. Așa adică că e premieră! Da, așa. Și eu o să vă las acum pe mâini foarte, foarte bune, dar ne vedem peste câteva zile tot aici la Matinal. Apropo de fugă, ești punctual de obicei? Mai întârzi câteodată? Asta e tema emisiunii. Aș vrea să spun că nu întârzi și nu mi se întâmplă lucrul ăsta. Chit că merg stresat și super nervos pe drum, eu trebuie să ajung la timp. Și la timp înseamnă să ajung totdeauna înainte de timp pentru ca să ne... Ca să ne rămână timp! Ai înțeles? Ca să-ți dai timp ca să ai timp. De asta vreau să plec acum, ca să ajung și în altă parte. Să aibă timp să ajungă cu timpul lui, la timp, în timpul lui de cântat. Doamnelor. Și ca să închei frumos pledoarea mea din dimineața asta, vă las cu cântecul meu Diamante, dar și cu diamantele din platou care strălucesc foarte tare și foarte frumos. La voi în suflet. Mulțumim foarte mult, Raul, te mai așteptăm cu drag săptămâna viitoare și avem și o provocare. Săptămâna viitoare vrem să fii colegul nostru pentru o zi și vreau să accepte aici în fața tuturor telespectatorilor ca să nu mai avem... Eu aș vrea să fac lucrul acesta și o să fac lucrul acesta pentru voi. Și... Perfect! Vinerea viitoare. Până săptămâna viitoare, dragi prieteni, ne bucurăm de diamantele lui Raul. Raul! Ți-am dat iubirea fără nicio ură, dar tu ce-ai făcut? M-ai luat cu împrumut. Eu ți-am dat un suflet sincer și curat și atât de multe nopți în același pat, dar tu m-ai mințit, de mine ai fugit. Diamante, briliante, am pentru ea în inima mea. Ți-am greșit, de ce nu m-ai iubit? Diamante, briliante, am pentru ea în inima mea. Diamante, briliante, am pentru ea, dar ea nu le vrea. We'll be right back.
Andușa Covalciu-Ciobanu, doamnelor și domnilor, în premieră cu o melodie pentru părinți, o melodie sensibilă, cântată așa cu tot patosul, cu tot sufletul. Și îi mulțumesc lui Răzvan pentru orchestrație, pentru linia melodică, Răzvan Mitoceanu, dirijor al Orchestrei Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, care mi-a compus multe cântece în care mulți dintre iubitorii cântecului popular se regăsesc. Versurile mi-aparțin, le-am scris într-o noapte după ce am ascultat melodia de foarte multe ori și m-am gândit să fie o altă variantă a părinții, melodia pe care eu am tot cântat-o aici, melodia pe versurile lui Grigore Vieru, și sper că... Este o melodie de suflet, pentru suflet, pentru părinți, atât timp cât ei sunt sau nu mai sunt lângă noi. Așa este. Foarte frumoasă melodie, o melodie sensibilă, și o dedicăm și noi părinților noștri, celor care, care mai sunt care sau celor mai... care nu mai, mai sunt. Da. Iar am, în pauza publicitară, domnul Mituș a făcut variațiuni pe teme muzicale, pe... primul meu cântec, Hai la jocul moldoveni, să vedeți ce a ieșit când, dacă veți avea timp să ascultați, ce a creat domnul Mituș. Păi nu avem noi timp, doamna Brândușa. Prietenii noștri de la cei mai talentați sunt. Așa este. Și mai avem o fată talentată, este la scenă, pregătită să vă cucerească, Antonia Bogdan. Bine! Pe fustă grădincioare, peste fustă grădincioare, la
mele, la 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 la. Le-am de la tata avere, la 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 la. Și uite măși cioban de soi, la 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 la. Că am de la tata oi, la 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 la. Și uite măși cioban de soi, la la la.
Am stat la Taifasuri cu prietenii noștri, dar vă invităm și pe voi, cei de acasă, să cumpărați revista Taifasuri. Se găsește la toate chioșcurile de presă și aveți multe, multe, multe articole interesante, ca de obicei, horoscop, farmacia verde, Cupidon stă la Taifasuri și în toamna aceasta poate vă găsiți sufletul pereche, dar și un CD pentru sufletul dumneavoastră. Valentin Samfira vine cu cele mai frumoase melodii. Măi, muzică pentru suflet. Da. Pentru suflet. Ai raze, cum ai zis?
Mai devreme pentru suflet? X, Y. Raze vezi. X, vezi la fiecare sufletul în suflet. Doamnelor și domnilor, punctual vom fi în fiecare dimineață pentru dumneavoastră. Este vineri, intrăm în weekend împreună și înainte de a ne lua la revedere de la dumneavoastră, vrem să le mulțumim tuturor invitaților și în special colegului nostru pentru o zi, Robert Târnăveanu. Și foarte bine și am să revin. Te mai așteptăm cu mare drag. Ori de câte ori vrei în platoul nostru, te așteptăm și cu fetele, te așteptăm și cu cea de-a doua familia ta, cu junii Sibiului, sau măcar o parte din ei, să facem o ediție frumoasă, o ediție de colecție, să-i bucurăm pe toți cei de acasă. Hai că vedem ce facem. Hai să vedem. Da, eu zic că să vedem cât de descurcăreț ești. Să vedem cât de descurcăreț ești. Robert, cel mai descurcăreț. E un băiat extraordinar, un om minunat, cu melodii mulțumesc extraordinare. Frumos. Facebook, Instagram, platforma YouTube, nu-mi place să zic canal, platforma na. YouTube, Robert Târnăveanu. Căutați-l și felicitați-l și pentru emisiunea de astăzi, pentru că, uitați așa, toți trei intrăm în weekend împreună. Mulțumim, doamna Brândușa Covalciuc-Ciobanu. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Distracție plăcută, o salutăm pe această cale, pe Silvana Râciu și pe soțul ei, pentru că astăzi se rupe... Exact. Se rupe turta. Așa se rupe turta, dar și petrecerea de botez, pentru că anul trecut nu s-a putut. Nu s-a putut. Anul ăsta facem 2 în 1. Foarte frumos. Mulțumim, Cătălina, te mai așteptăm cu mare, mare drag. 3 în 1, că e și ziua Andradei. La mulți ani, Andrada. La mulți ani, Andrada. La mulți ani. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Te rog să-mi spui cum se numește mama ta. Fanul tău? Am înțeles. Adriana se numește, Elena. Doamna Adriana Sărumâna, vă pup, vă iubim și vă mulțumim pentru că în fiecare dimineață stați alături de noi la Matinal și Populari. Aveți o fată frumoasă, cântă super. Mergem mai departe. Mulțumim. Antonia, mulțumim. Mulțumesc și eu și mă bucur că am fost astăzi aici și promit că să mai vin. Foarte frumos, foarte bine. Așa să faci, să crești mare. De unghiuțe nu vorbim. Mergem mai departe și le mulțumim prietenilor noștri dragi. Noi suntem fanii voștri, Răducanu Music. Să aveți un weekend plin de evenimente cu toții. Doamne, pentru că și noi același lucru vom face în acest weekend. Doamne, vom munci. Așa să fie. Le mulțumim și sponsorilor noștri. Atmosfer Fashion pentru ținuta mea de astăzi, Mademoiselle Atelier Cofetăriei Claus, www.okawa.ro și la Mircea Măcelaru. Să aveți un weekend extraordinar. Ne revedem luni de dimineață de la ora 9. Intrăm în căsuțele dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, nu uitați. Bunătatea este gratis. Profitați din plin de ea. Ne revedem luni dimineață. Încă la orele 9 fix. La revedere! Viața lumea mea nu m-ar prinde dimineața. La ună cu prietenii petrecem până-n zori de zi. Lume dragă, când ești lângă mine, dragul mi să mă petrec cu tine. Eu să-ți cânt, tu să te înveselești, la mulți ani să ai tot ce-ți dorești. Face lumea mea și cu mine-i chem să joace. Că nu-i loc de dușmănie, unde-i multă veselie. Lume dragă, când ești lângă mine, dragul mi să mă petrec cu tine. Eu să-ți cânt, tu să te
ce-ți dorești. Eu cu drag îmi trăiesc viața, lumea mea, că nu știu cât ține ața. Și fac câte întreg prin minte să nu-mi o ia ții înainte. Lume dragă, când ești lângă mine, dragul mi să mă petrec cu tine. Eu să-ți cântu, să te veselești, la mulți ani să ai tot ce-ți dorești. Lume dragă, când ești lângă mine, dragul mi să mă petrec cu tine. Eu să-ți cântu, să te veselești, la mulți ani să ai tot ce-ți dorești.